Da, am să vă rețin atenția cu un minut. Am o frustrare personală, nu că aș fi eu un frustrat de capul meu, dar cred că sunt în sentimentul multora dintre oameni. Ce s-a întâmplat ieri în capitală deja a depășit orice urmă de bun simț, da? În momentul în care o tacmă, o breaslă, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, și aici vorbesc despre taximetriști, oameni buni, hotărăște să protesteze după ce a stat zile întregi în fața Palatului Parlamentului și, mă rog, a încercat să afle de la unii sau de la alții dacă revendicările lor vor fi acceptate. E bine, doamnelor și domnilor, această tacmă de taximetriști s-a hotărât să se dea cu mașina prin București, blocând pur și simplu horror, ceea ce înseamnă circulație. Nu vreau să fiu înțeles greșit. E o modalitate de a protesta, n-au încălcat niciun fel de lege, n-am niciun fel de problemă. Însă, eu ce vin am? Voi, milioanele de participați în trafic, fie că sunteți cu mașina, fie că sunteți în mijloacele de transport în comun, voi ce vină aveți? Ce vină aveți că ați făcut jumătate de oră, un kilometru, în capitala acestei țări? Ce vină aveți? Dar ce vină au oamenii care, mă rog, ar fi trebuit să-și ia copilul de la grădiniță, de la școală, de la canto, de la balet? Ce vină au oamenii care aveau programare la doctor? Ce vină au toți cei care ieri se mirau și a fost extra viral pe rețelele de socializare că trebuie să stea într-așa? Și așa suntem obișnuiți să stăm foarte mult timp, pentru că nimeni nu e în stare să fluidizeze traficul din București. Știi? Ne cerem drepturile. Ok, dacă voi considerați că sunt drepturi. Păi dacă nu umblați cu maimuța ca să încărcați la tarif, dacă când te urci într-o mașină de asta și pute dezvine să verși, că șoferul e în maieu transpirat cu papuci și cu ciorap de plastic și zice, hai boss, unde te duc? După aceea zice, hai bă, dă-mi a doua, dă-mi a doua. A? Acolo nu mai vorbim de aia de țepar și de astea. Eu n-am văzut decât rare ori un taximetrist care să dea jos să ajute o femeie cu bagaj, frate. Sau să-i deschidă ușa frumos. Știi? Ne cerem drepturile în vai. Ok, mă, cereți-vă drepturile. Dar în momentul în care mă deranjați, n-am cum să nu vă taxez. Da? Și noi n-avem maimuțe aici. O să spuneți că nu toți suntem la fel. E adevărat, nu toți sunteți la fel. Dar dacă voi nu vă curățiți tagma asta, avem o mega problemă. Ieri când am plecat de aici, am făcut o oră și 35 de minute până acasă. Pe o stradă a oprit el, taximetristul, să dea jos clienții, deși cu 10 metri mai încolo avea o alveolă în care putea opri. Și așa se mergea bară la bară. Din mașină a coborât o clientă. Dar până a plătit, până a luat restul, până s-a uitat la urât câtă șpagă îi dă, au durat 5 minute. 5 minute în care culorile semafoarelor s-au schimbat și bineînțeles că el era zen, blocând un drum, pur și simplu. El era zen, că i-a fost lene să mai meargă 10 metri mai în față. În fine, să dă jos clienta, închide ușa și ce face el? N-a avut nici măcar bunul simț să meargă mai departe, nu. A întors mașina în loc. Timp de alte 3 minute. Pentru că așa a vrut el, că nu, pe celălalt sens venea oia. Și era bară la bară. Dar nu-i așa? Trebuie să dăm dovadă de empatie față de nesimțire. Probabil că mă vor spurca acum tot. Bă, că nu am nimic cu voi, mă. Dar voi ce ați avut ieri cu oamenii din București? Dacă aveați ceva de blocat, blocați, bă, ministerele,
Blocați ce vreți voi. Blocați-i pe aia cu care aveți treabă. De ce trebuie să sufăr eu din cauza voastră? Eu și milioane de oameni? De ce, mă? Hai, bă, dă la două. Unde mergi, boss? Hai la Otopen să-i fraierim pe fraieri. Să le rom 15 milioane, că-i ducem până la Arcul de Triumf, plimbându-i pe la Buftea și pe la Ploiești. A? Ia faceți voi curățenie întâi. Mamă, că ce supărați că merg alții cu firmele de ride-sharing și ei... Oh! Hai, că nu mai sunt. Gata. Sper ca să fie mai bine. Dacă nu, vă spun și mâine. Începe 100%. S-a așezat în dreapta, deși din stânga, Bogdan Matei, senator PSD. Bun găsit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Doru Petrescu, antreprenor, bun găsit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. De la Alianța Dreapta Unită am învățat, da? Bravo, Valea Grigorescu, foarte bine. Bun găsit! Mulțumesc pentru invitație, Laurențiu. Mircea Chelaru, de la Alianța Aur, de asemenea cu noi, bun găsit! Mulțumim de invitație, prezent! Prezent și pe USL cu domnul George Iorgovan, bun găsit! Vă salut, amânarea! Avem o emisiune complicată, doamnelor și domnilor, cu aceleași amănunte care vă vor afecta emoțional, pentru că nu este zi în România în care afectarea emoțională să nu fie sport. Dar atenție! Azi afectați emoțional, mâine afectați emoțional, la un moment dat ne cam obișnuim cu afectarea emoțională și nu vom mai fi afectați emoțional de alte afectări emoționale. Dar emoționalul din ceea ce urmează n-are cum să nu vă afecteze. V-a plăcut asta, nu? Că s-a băgat Cristian Tudor Popescu în scandalul cu Șoșoacă. În scandalul dintre Diana Șoșoacă, doamna senator, și Silvestru Șoșoacă, soțul consort, cum îmi place mie să spun. Ei bine, Cristian Tudor Popescu s-a referit la pliculețul acela cu praf de copt pe care doamna Șoșoacă l-a primit și a făcut un iureș cât Casa Poporului, că cine vrea să otrăvească senatorul. Deci, altă parte, în conflictul conjugalo-politic, doamna Șoșoacă vrea să-l bage în pușcărie pe domnul Șoșoacă. De ce? O să aflați chiar de la dânsul, dar mai întâi vreau să aflați ce a spus Cristian Tudor Popescu și nu pot să nu-mi exprim admirația, acest crucișător titanic Cale Lactee a jurnalismului românesc. La prima ora dimineții s-a primit pe numele meu un plic cu o substanță granulată. Mi-a fost comunicat că din acest moment ar trebui să am grijă și să nu mai deschid niciun plic care îmi vine atât acasă cât și la cabinetul parlamentar și că există, mi s-a comunicat cum să mă feresc de aceste lucruri și că este posibil să primesc inclusiv plicuri care pot la deschidere să detoneze, efectiv, să explodeze. Concluzia analizei făcute de specialiști, culmea chiar la cererea Dianei Șoșoacă, o interzice însă pe senatoare. Potrivit raportului, plicul nu conține nicio substanță periculoasă. Aici e un fenomen, eu l-am mai văzut de-a lungul vremii. Diana Șoșoacă sau Dihania Șoșoacă, cunoscută și sub numele de Diana Șoșoacă, dacă totuși schimbă numele, zice soțul, nevăstul zice că ia numele la Șoșoacă și eu i-aș propune să schimbe și Diana cu Dihania. Această insă este în clipa de față într-o fază în care orice ar face câștigă voturi. Am mai văzut asta. Băsescu a fost la un moment dat într-un astfel de moment. I-a venit scrisoarea aia. Scrisoarea aia putea foarte bine să-și o trimită singură sau să-i o trimită cineva sau bărbatul sau așa. Ea vine și începe cu niște chestii din astea de scenă, așa, răsuflând greu, s-a primit o scrisoare în care a trecut de testele radioactiv și exploziv. Acum știi ce s-au zis la votanții ei? Ai văzut, săraca, vor să o omoare ăștia, domnule, cu zahăr. Ea și-a făcut sceneta din care va câștiga. Va câștiga și din această bălăcăreală. Această individă este agentul
neacoperit, agentul descoperit, clar, al celor care au chinuit poporul ăsta vreme de decenii, vreme de secole, al rușilor. Este concluzia jurnalistului Cristian Tudor Popescu după ce a urmărit îndeaproape scandalul iscat între soții Șoșoacă. Acuzații similare vin și de la soțul senatoarei. Viitoarea mea fostă soție m-a amenințat cu pușcăria, cu intervenția ei, care are relații, că e senator al României, că o să-și folosească toată influența pentru a face tot posibilul să intru în pușcărie. Viitoarea Diana Macovei poate să le facă în continuare. Se victimizează, se autovictimizează, ea atacă și spune că ai lovit tu. Da, Silvestru Șoșoacă este cu noi în legătură video. Bună ziua, domnule Șoșoacă. Bună ziua, mă bucur că am reușit să fac această legătură video, pentru că am o problemă reală în momentul de față. Am reușit și mă bucur. E, acum aș fi de acord cu domnul Cristian Tudor Popescu, crucișetor, așa cum ne-a spus dumneavoastră, dacă nu ar fi jignit-o atât de tare pe Diana, dacă nu m-ar fi jignit și pe mine. Nu înțeleg noianul ăsta de ironii pe care le tot varsă dânsul la adresa familiei Șoșoacă, la adresa mea, la adresa Dianei, la adresa naționaliștilor în general. Și uite că m-a determinat să fac front comun cu, așa cum am spus în clipul mai devreme, cu viitoarea mea fostă soție, împotriva acestui crucișetor. Mai bine se abținea, mai bine nu se uita la această poveste a noastră, mai bine își vedea de treaba lui. Nu-s deloc mulțumit ca unul ca domnul Cristian Tudor Popescu, chiar dacă e un jurnalist cu atâta experiență, să-și dea cu părerea despre mine și chiar îmi pare rău că am ajuns în situația de a fi judecat de un om ca dânsul. Și totuși, domnul Șoșoacă, totul a pornit de la un contraatac de la că fosta dumneavoastră soție, mă rog, așa spuneți dumneavoastră, a primit un plic cu praf alb prin Senat și dă-i și luptă, deși, ce să vezi, nimeni nu a, nicio autoritate a statului român menită să investigheze cumva astfel de atacuri, n-a dat vreun comunicat de presă. Și totul în contextul unui scandal, dar unui scandal de ăsta, care a ajuns la faza pe, hai să-l băgăm pe Silvestru la închisoare, dumneavoastră vorbiți de amantlâc deja cu, mă rog, domn profesor de la Buftea, adică niște lucruri de-astea care, știți ce au făcut în principal? Au mărit procentul din sondaje al partidului. Și aș vrea să comentați un pic lucrurile astea, că e foarte important să știm până la urmă că dacă procentul este real în sondaje, atunci cumva acest scandal folosește foarte bine partidului. Eu nu sunt de acord cu dumneavoastră. Nu cred că scandalul acesta ar fi putut vreodată să ne mărească șansele electorale. Ba din contră. Cred că tot balamucul ăsta ne îndepărtează viitorii votanți, îi împarte în două, fanii Dianei, care sunt mai radicali, și cei raționali, care ar fi ai mei. Nu văd o creștere electorală, nu o simt, stau de vorbă cu foarte multe lucruri, filialele mele din țară mai să se rupă, jumătate sunt cu mine, jumătate sunt cu ea, sunt filiale unde doar singurul care rămâne de parte ar fi președintele de acolo, din județ, doar cu gândul că va candida la Camera Deputaților sau la Senat. În rest, toată lumea vine cu mine. Sunt filiale care o preferă pe ea în majoritate. Nu văd unde e creșterea electorală, credeți-mă, nu o văd. Ei, o vedeți în sondaje. Dar acum, poate, cine știe, urmează o împăcare de facto sau de formă, o împăcare care ar pune capacul pe toată această telenovelă, că s-a transformat într-o telenovelă, care ar da șutul definitiv într-un sondaj. Pentru că, iată, și dumneavoastră acum spuneți că, domnule, stai să vezi că s-a împărțit partidul și acum, de dragul lui partidul, dumneavoastră cu milioanele de oameni, nu așa a spus, așa s-ar putea să vă împăcați cu doamna. Azi vă băgați la închisoare, mâine pupați Piața Independenței. N-aș vrea să trăiesc episodul din telenovela aceea când mă împăc cu Diana. Deci, dacă cineva are încredere în mine, dacă cineva mă cunoaște și știe că am apucat pe un drum, pe acela merg. Nu. Între noi totul s-a terminat, chiar dacă asta înseamnă și încheierea carierei politice a Dianei.
sau poate fi propulsie aici. Nici nu mă interesează. Poate să fie propulsată până în funcția de președinte a României, chiar nu mă interesează. Pur și simplu să-i dea Dumnezeu exact după sufletul ei. Păi da, vrea să vă bage la închisoare, așa zice. Cum vă bagă la închisoare? Păi, eu ce zic? Să-i dea Dumnezeu după sufletul ei. Nu a spus așa. Nu putea să mă bage la niciun fel de închisoare. Dovada faptului că ea n-a citit nici măcar o filă din dosarul meu, dosar pe care l-am din cauza ei, încercând să o scap dintr-o situație, acum 2 ani de zile și ceva, după cum știți, cazul Boraci, celebrul cazul Boraci, nici măcar nu a văzut că nu, pachetul mie mi-a cerut doar cel mult închisoare cu suspendare, deci nu aș fi putut face închisoare. Ori a fost o răutate din partea ei, ori nu a citit nici măcar o filă din dosar. Cert e că a fost total dezinteresată și nici măcar nu a venit în sală alături de mine, ca să-mi fie aproape. Mă rog, nu despre asta și vreau să vorbesc acum. Ba da, că păi nu era avocat, nu e avocat, adică vă putea reprezenta și rămâneau bani în familie. Nu putea reprezenta, într-adevăr, dar nu a făcut. Familie. Nu se apără în familie, da. Uite, îmi zice un avocat aici. Scrisă. Dar cum e cu acuzația aia cu înșelatul, că doamna v-ar fi înșelat, cu cine? Nu am acuzat-o de așa ceva, ba din contră am apărat-o de întrebarea asta în toate emisiunile pe care le-am făcut în ultima vreme. Nu am spus așa ceva. Din contră, am făcut câteva aluzii, a fost o capcană pentru fanii ăștia ei pe care i-am și eu, că la un moment dat nu mai știi care mai țin cu mine și cu ea, unii sunt chiar așa împărțiți cu inima în două și cei care au reacționat mai urât la o postare am început să-i blochez pentru asta cu totul. Am înțeles. Dar auziți, da, a fost totul a pornit scandalul, mă rog, care, mă rog, dumneavoastră spuneți că ați mai intrat, că s-a acutizat de-a lungul timpului. A pornit atunci când au apărut imaginile acelea când dumneavoastră dansați destul de elegant cu o prietenă, cu o doamnă și a fost geloasă soția dumneavoastră și de acolo, mă rog, s-a rupt pisica? N-aș putea să zic da, nu aș putea să zic nici nu. Ca poziționare în timp, da, de acolo, dar eu cred că a fost mai mult un pretext al Dianei, ceva public, un gest cât de mic al meu, nesăbuit sau, nu știu, un dans nevinovat ca ăsta sau orice altceva, ca să poată să se despartă de mine, pentru că noi ne certam foarte mult pe teme de partid. Ea este foarte bună pe comunicare și pe PR, ați văzut, printre oamenii politici domină piața efectiv, iar eu sunt foarte bun pe organizare și pe HR. În schimb, ea se băga tot timpul peste mine, nu puteam să organizez filialele în teritoriu așa cum mi-aș fi dorit eu. Uite, acum, cu ocazia comasării, chiar aș fi avut nevoie de o grămadă de organizații să acopăr toate urnele, cele 18.600 aproape de urne din țară. E o muncă titanică și eu eram blocat tot timpul. Eram ca o mașină care trebuia să merg cu frâna de mână trasă. Și auziți? Asta la discuții serioase. Hai să trecem în prag politic. Dumneavoastră spuneți acum că partidul se va rupe în jumătate, jumătate cu dumneavoastră, jumătate cu doamna Șoșoacă. Asta înseamnă că cineva își freacă mâinile și aș putea vorbi chiar de Alianța Aur, locul unde vă călcați în picioare, dumneavoastră, SOS-ul cu cei de la Alianța Aur. Mă refer la profilul alegătorului. Nu ne călcăm în picioare pentru că e loc suficient pe piața politică pentru toate aceste formațiuni. Dacă țineți minte, bine în 2020, noi naționaliștii, da, și noi împreună cu Aurul, eram atunci acolo, am reușit un 10% performanță electorală. Anul acesta, la 4 ani distanță, credeți-mă, la câte prostii au făcut guvernanții actuali, vom obține mult mai multe procente. Așadar, procente sunt destule și pentru Partidul Aur, și pentru Partidul SOS România, și pentru viitorul meu partid, dacă ar fi vreunul sau eu știu, și pentru alte partide naționaliste. Nu ne călcăm pe picioare ei, dar dacă își freacă mâinile, ce să zic? Este posibil, da, e posibil să aștepte orice greșeală a adversarului, așa se face. Și în politică, ca și în viață, se plândește o eroare. Eroare pe care, din păcate, SOS România a comis-o. Domnul Silvestru Șoșoacă, dar cine, domnule, a declanșat această separație televizată până la urmă? Dumneavoastră sau doamna? Păi după cum cronologic putem vedea, Diana la o conferință de la Iași, unde a adunat toate partidele din regiunea Moldovei, toate filialele partidului din regiunea Moldovei, Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Vaslui și Francea,
a avut o neinspirație, spun eu, că e un bun comunicator, de a spune că vrea să-mi salveze mie sufletul de după afară, din partid, din casă, de peste tot. Frumos! Eventual poate și băgat în pușcărie, tot așa, pentru salvarea sufletului, ceva ce în inchiziție, știți? Și ăia pe vremea aceea ardeau oamenii pe rup, tot să le salveze sufletul. Păi mulțumesc, nu eram de acord cu asta. Și am dat, eu venind din, putesem la o mănăstire, la o sfântă mănăstire într-un județ al Moldovei, am dat un comunicat de pe drum și de acolo s-au aprins spiritele. Ea m-a atacat în continuare, eu am dat o altă replică printr-o scrisoare deschisă și cam așa s-a făcut tot ce vedeți astăzi. Din păcate, repet, sfrângerea este uriașă asupra Partidului Soiez România. Alegătorii sunt confuzi, bulversați, nu știu încotro să o apuce. Auziți, dar sunt și eu curios. Ați mai vorbit cu soția de când a apărut scandalul ăsta la telefon, față în față? Mai stați împreună? Stați în aceeași casă? Nu mai locuim în aceeași casă. Am vorbit aseară, am sunat la interfon ca să pot să-mi iau actele, pentru că deși mi-a trimis un munte de haine, nici nu știam cam atâtea, la 200 de kilometri distanță, a uitat să-mi pună câteva hârtiuțe acolo, tot ce am eu acte. Nu a vrut să deschidă, nu a vrut să-mi dea, n-am insistat, bineînțeles, am plecat de acolo. Și apoi am discutat jumătate de noapte prin mesaje, până să urce în avion și să plece în Italia. Și cu domn profesor de la Buftea, cum e relația? A Dianei? Nu știu, nu mai știu. Dacă nu mai stau de vorbă cu Diana, nu mai știu nici dacă are vreo relație cu cineva sau cine o consiliază, dar am înțeles că în ultima vreme marele consilier de imagine al Dianei este domnul Vasile Tuțurigă, cunoscut sub numele de Luis Lazarus. Dânsul se ocupă de toate cele, dânsul îmi orchestrează mie, Diane un PR și mie un linșaj mediatic pe rețelele de socializare. Așa că sigur nu mai are de ce să mai facă drumul la Buftea, că le facem Cosmopolis. Bine, vă mulțumesc că ați intrat în legătură directă cu noi, Silvestru Șoșoacă. Un alt episod dintr-o telenovelă pe care teoretic noi n-am difuzat-o dacă n-ar avea o conotație politică importantă, pentru că acest partid de SOS România a apărut deja în sondajele de opinie, nici în astea n-am foarte mare încredere, dar a apărut undeva cu trecere peste pragul electoral și de aici putem trage foarte multe concluzii. Eu am intuit și o spun foarte clar, domnilor, că este o regie, este o regie menită să sară acest partid în sondaje, urmând un happy end, ca la filmele alea unde știi, erou american, după ce ia bătaie, tăiat, îl calcă tancul, tot el câștigă, că ăia răi nu, totdeauna trebuie să piardă. Și cumva lucrurile acestea nu-i convine foarte tare Alianței AUR, pentru că orice a spune dumneavoastră, profilul electoratului doamnei Șoșoacă se confundă mai mult sau mai puțin cu profilul electoratului acestei alianțe, Alianța AUR. Domnul general, e jucărie sau e scandal până la urmă de ăsta modern și... E regie sau scandal modern? Mă puneți în fața unui extemporal pe care mi-aș dori să-l cad. Nu mi-aș fi dorit vreodată să ajung să comentez asemenea bazaconii. Dar dacă nu-s bazaconii? Că aici... Dați-mi voie să vă spun că, din punctul ăsta de vedere, este sub demnitatea mea să comentez așa ceva. Doi, sunt obligat prin ceea ce dumneavoastră ați afirmat că intră în economia analizei politice. Așa. Și... mai sunt obligat în același timp să fac trimitere la observațiile domnului Cristian Tudor Popescu, pe care le-au drept un pamflet. Dacă ar fi să-l tratez ca pe o afirmație circulantă în mediul public, găsim foarte multe conotații penale acolo. E adevărat ce spuneți dumneavoastră. Citeam chiar acum articolul 31 de Constituție cu dreptul la informare, la o informare corectă, iar mijloacele de informare în masă au una dintre cele mai grele și importante misiuni, aceea de a educa publicul spectator și a-i crea o anumită conduită, din punct de vedere sociologic, pozitivă. Ceea ce prezentăm noi aici și alte tipuri de cancan de acest gen, nu face altceva decât să producă din privitor
să-l transforme într-un consumator de așa zis senzațional, urât, murdar și deloc educațional. Este și urmare, domnul Botin, a acestei progresii negative în elementul educațional. Cred că vorbim despre România dezeducată, atât timp cât ea este posibil să consume asemenea subiecte care ne trimit doar la instincte primare și la o satisfacție de câteva secunde. La un hâhâit și un zâmbet sarcastic sau unul de satisfacție minoră. Dacă dumneavoastră și ipoteza dumneavoastră de lucru se confirmă că este un scenariu pus la cale, hai să spunem așa, cu migală de către... Ticluit. Da, ticluit, mulțumesc, Doamne. Este o altă formă prin care se demonstrează că ne adresăm iarăși unei societăți labile, repede manipulabile, care se trimită doamnei Șoșoacă, e strategia dumneaei, un procent de peste 5%. Faptul că dumneavoastră afirmați că suntem în competiție cu doamna Șoșoacă... Nu, am afirmat că nu, că sunteți cumva categoric pe aceeași tipologie de electorat. Domnul Botin, ori nu s-a studiat bine ce vrea AUR de la societate, ori există o rea credință. General, să mă iertați, dar trebuie să studiem ce vrea AUR de la societate. Nu, dumneavoastră trebuie să ne explicați. Nu trebuie să fac eu efortul să studiez. Nu-i nimic. Mai e domnul Șoșoacă cu noi, domnul Silvestru, mai sunteți cu noi. Vă ajut în sensul acesta, pentru că tot ați pus problema. Nu suntem vânători de senzațional și nici pe departe această doctrină a unității națiunii și din punct de vedere a conservatorismului în cele patru dimensiuni majore, care sunt de etică publică, de morală personală, de credință, apărătoare a libertăților. Asta nu înseamnă că avem o concurență negativă pe acest spațiu. Orice formațiune politică poate să-și revendece acest lucru. Noi nu confiscăm nici patriotismul, nici valorile. Doar că le accentuăm într-o societate care a început să le piardă și este pervertită. Domnul general, deci vorbiți extraordinar de frumos. Nu, vorbesc exact. Toți invitații sunt impresionați și da, spuneți bine ceea ce spuneți, dar noi asistăm acum la două variante. Ori este o regie bine pusă la punct ca acest partid de SOS să crească, da? Și cum să crească? Din SOS nu știe nimeni pe nimeni. În afară de doamna Șoșoacă și domnul Silvestru, care a mai baleat în jurul doamnei Șoșoacă, restul nu sunt cunoscuți, da? Și atunci cum facem să ne menținem și să creștem în sondaje și să contăm, da? Cum? Inventăm o acaparare a media, da? Printr-un scandal gen telenovelă. Dar de ce se lasă media acaparată de așa ceva? Pentru că este de interes public, tocmai v-am spus că dacă acest partid... scandalul Șoșoacă e de interes public... Dar de ce am vorbit despre dumneavoastră cei de la AUR? Nu vă supărați. Că se ceartă Simion cu nu știu cine sau nu știu, cu Simonis. De ce am face chestia asta? Vă spun de ce. Pentru că sunteți un partid parlamentar, un partid care poate avea procente importante în alegeri. Ca și în cazul partidului SOS. Da? Despre asta vorbim și despre nimic altceva. Dar eu vreau să le explic oamenilor ceea ce e dincolo de fente. Iar una din fente, domnilor, și vă rog să interveniți în discuție, dar rapid, pentru că mai am un material pe care vreau să vi-l pun la dispoziție cu arme, tată, cu pistoale, da. Așa, vreau să-mi spuneți foarte clar dacă voi credeți că este o regie AUBA, dar până atunci mai am o întrebare pentru Silvestru Șoșoacă, mulțumesc. Doamne, ce face doamna Șoșoacă la Roma cu Amalia Belatoni și cu Luis Lazarus? Că nu știu, poate știți dumneavoastră. Nici eu nu știu foarte bine, având în vedere situația de fapt. Însă, acum o lună și ceva, când s-a luat decizia să mergem la Roma, trebuia să fiu și eu acolo, ne întâlneam cu filiala noastră din Italia, cât mai multe filiale din orașele Italiei, acolo în Roma, pentru că acolo avem președinta, acolo locuiește și are birourile președinta SOS România pe Italia. Asta ar fi trebuit să facem. Tot așa și eu ar fi trebuit să merg acum în contrapartidă la Milano, să strâng și mai mulți oameni decât ea. Da, am renunțat la ideea, am spus că nu vreau să fac o concurență cu Diana în propriul partid.
pur și simplu voi lăsa oamenii să decidă de la sine în ce parte se vor decanta lucrurile. Am înțeles, către domnilor, mine, întrebarea mea, dacă nu vi se pare... Iana, partea mai superficială a oamenilor. Bine, toate drumurile duc la Roma și unele la Milano la shopping. Întrebarea mea, e sau nu e regie? Un răspuns scurt din partea cuiva, dar nu de la două, să vedem că mor. Eu, dacă îmi permiteți, cu riscul să vă supăr, aș vrea să discut foarte, foarte scurt despre alt subiect care, într-adevăr, mi se pare mult mai important și, dacă vreți, un atac la democrație. Și mă refer la faptul că o instituție a statului s-a gândit ca după 2 ani de zile... A venit pe USL-ul, mă, gata, da, l-a atacat pe piedone, vorbim de două zile și vine în emisiune pe USL-ul să facă agenda. Stai, mă, să discutăm. Eu v-am spus că vă supăr. Mergeți și, la domn profesor... La domn profesor, la antene și faceți acolo agenda. Care toți avem dreptul la apărare, sincer, după 2 ani de zile, să-i dai, să-i servești unui om. Ieri am discutat, a intrat și Cristian Popescu piedone în direct. Și eu, dacă nu sunteți la curent, promit că discutăm și sâmbătă și duminică, că n-am emisiune. Deci am discutat foarte serios. Dar vă promit că am subiecte mai mult decât serioase. O să luăm publicitate și o să revenim în câteva minute. Vă dau hinturi, o să-l vedem pe domnul Morega. Am fost mare și tare acolo la Jiu, care are niște probleme și acuză după ce a ieșit de la psihiatrie. Deci a intrat acolo, vă spun eu. Iar Ciolacu se ia rău de tot de Marcel Boloș, că i-a venit în cap domnului Boloș să înarmeze la propriu, cu glonte, inspectorii ANAF, căci că n-aduc ei bani din TVA, că n-au gloanțe. Da? Revenim în câteva minute. Apare o știre, domnilor și domnilor, că inspectorii de la ANAF, vrerea domnului Boloș, ministrul de finanțe, domnule, să fie înarmați, de să facă garda înarmată și să ducă la aia care, nu știu cum Dumnezeu nu plătesc TVA-ul, dar asta este o altă dilemă. Premierul Marcel Ciolacu a zis, oah, ce prostie! Cum mă să-i înarmăm pe ăștia de la ANAF? E, te bine zic, cu pistoale cu apă, dacă aveți. Ne explică colega mea, Alexandra Alexandrescu, bun găsit! Bun găsit! Dacă ne uităm pe cele mai recente date venite de la Ministerul de Finanțe, vedem că în dreptul nou înființatei categorii de venituri provenite din digitalizare apare cifra zero. Asta înseamnă că, în realitate, prin această măsură pregătită de guvern, tocmai pentru a atrage mai mulți bani la buget și pentru a justifica toate cheltuielile foarte mari de anul acesta, nu a dat roade și nu am reușit să adunăm mai mulți bani la buget. De altfel, acest lucru se vede și în deficitul bugetar din prima lună a anului, gaura de la buget, așa cum o putem numi, care a ajuns deja la 0,45% din PIB, în condițiile în care până la finalul anului ar trebui să ne încadrăm în 5% din PIB. Spre comparație, de exemplu, anul trecut, în luna ianuarie, am avut un deficit aproape la jumătate față de cel din luna ianuarie a acestui an, de 0,25% din PIB, și până la finalul anului am depășit 5% din PIB ca deficit bugetar. Deci sunt șanse foarte mici să ne încadrăm anul acesta, tocmai de aceea executivul caută acum măsuri ca să aducă mai mulți bani la buget, inclusiv noi măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare care se discută la guvern în această perioadă, și am văzut și propunerea ministrului de finanțe care spunea că inspectorii ANAF ar putea fi înarmați tocmai pentru o mai bună colectare. Am văzut însă și reacția premierului Marcel Ciolacu, care a spus despre această măsură că este o prostie și de asemenea că nu va exista așa ceva, nu este cazul să se tragă după camioane, spunea premierul, precum John Wayne, celebrul actor, a făcut această comparație premierul Marcel Ciolacu, spunând că nu este practic nevoie ca această măsură să fie implementată. Am propus aceste măsuri care sunt la pachet pentru că din Direcția Generală Antifraudă Fiscală dorim să facem și să fie pentru statul român un instrument puternic de luptă împotriva evaziunii fiscale și mai ales a activității economice ilicite. În momentul în care confiscă anumite bunuri pentru că ele provin din activități economice ilicite, atunci se pot produce anumite situații neplăcute care pot duce și la utilizarea. Nu cunosc dacă au fost cazuri de acest fel, dar gândiți-vă la situația în care trebuie confiscat un bun și reacția pe care o poate avea proprietarul acelui bun.
Băi, în alte țări, Ana, a fost trimită scrisoare unui om. Băi, ești bine? Te ajutăm? Bă, că n-ai plătit taxele. Cum te ajutăm? Vrei să le reeșalonăm? A? Dom'le, ce e asta, domnul Matei? Ce? Da, este o declarație exagerată. În primul rând, asta ne mai trebuie să avem pe stradă și lucrătorii ai ANAF cu pistolul la brâu. Cred că ar fi o exagerare și o prostie foarte mare din această perspectivă. Mai mult de atât, lupta cu evazioniștii nu se face cu gloanțe și arme. Sunt alte instrumente la care pot să apelezi astfel încât să reduce această evaziune fiscală. Dincolo de această problemă, știm foarte bine că ANAF-ul poate să ceară sprijin jandarmeriei, poliției atunci când situația o impune fără niciun fel de problemă și am avut astfel de cazuri în care au fost făcute acțiuni comune ANAF și jandarmerie sau poliție, iar lucrurile au decurs în normalitate, în conformitate cu legea. Deci din această perspectivă cred că domnul ministru al finanțelor trebuie să gândească alte instrumente și nici de cum cele pe care le-a prezentat acum, să facem din ANAF o structură militarizată, înarmată până în dinți, care să iasă pe stradă după așa zi și Probabil închei. Este, cred, cu tărie că o declarație doar personală a domniei sale și care nu poate fi îmbrățișată nici de colegii dumneavoastră. Dar ne dă de gând așa. Domnul Iorgovan, vă e frig? Vreți să dăm un pic mai cald în studio? Că văd că v-a spus fularul așa. Ordin de la partid. Ordin de la partid, dați-i jos, că e păcat, că vă e frig. Și Ana, te rog eu frumos, dă mai cald în platou, că e frig aici. La PUSL l-a apucat frigul. Frig e și domnului Moreda. După ce se încearcă să-l lovească pe domnul Piedone, ca să continui pe ideea... L-apărat cu fularul, ce aveți? Asta e viața. Fătură musteagul dreptății. Domnul Morega, Dan Ilie, fost deputat și mare jupân peste Gorj, domnule, a fost prins de 11 ori conducând fără permis. De fiecare dată, domnul Morega a spus că este un abuz și că el are dreptul să conducă. După ce l-au internat la psihiatrie, domnul Morega a avut amabilitatea să dea și declarații. E spumoasă, beta, așa că vreau să o vedem. Luăm publicitate și după publicitate avem o poveste cu Mirel din Târgu Măgurele. E, cine e ăla? Știți că e viral, e în piesa aia, Macarena, hai cu fata aia, cu Erica Isaac. O să aflați despre ce-i vorba imediat. Hai să-l vedem pe domnul Morega și direct publicitate, nu de altă, dar nu vă las să comentați cea mai spumoasă betă de astăzi. Comisia medicală care a efectuat expertiza psihiatrică în cazul fostului prefect și parlamentar de Gorj a stabilit că acesta nu avea discernământ în momentul comiterii faptelor. Astfel, Danielia Morega poate scăpa de o pedeapsă penală în dosarele deschise de polițiști, iar oamenii legii nu-l pot reține pe fostul prefect. Eu am avut totdeauna acest drept. Eu am condus peste 2 milioane de kilometri, n-am avut niciun accident, n-am lovit o pasă, n-am lovit un om, n-am zgâriat o mașină, nu nimic. Eu am cerut, nu m-a trimis poliția pe mine, eu am cerut voluntar să-mi fac niște analize psihiatrice, voi face contestație sau voi face o nouă revaloare și voi conduce peste o rută. Fostul prefect de Gorj a fost internat zilele trecute și în spital la cererea polițiștilor. Totul după ce în ultima lună a fost prins pentru a patra oară la volan, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Pe de altă parte, Morega insistă că nu are probleme și susține că de fapt este persecutat politic. Puși de Săbulescu și de Frățirescu și de Romanescu. Ambii amândoi. Mi se blocase mașina. Brusc una în față, brusc una laterat, brusc două în spate. Parcă am fost un criminal de război. Acum chiar că iau publicitate, Ciolacu s-a luat în bețe, așa, cu opoziția, mă rog, bumerang, sau nu, buzdugan trimis la George Simion și colegii săi, pe care domnul Ciolacu îi compară cu celebrul Mirel din Măgurele. Nu știți? Nu știți? Mirel din Turnul Măgurele? Ați că aflați imediat despre ce e vorba, revenim. Nu știu cât de mult va conta în mintea unora, dar noi ne încăpățânăm să vă spunem două lucruri. Primul dintre ele e că legea pensiilor, asta care e mermelită de toată lumea, va fi decizională în contextul electoral de anul acesta. Că dacă lucrurile
nu vor fi așa cum așteaptă 5 milioane de posibili votanți, atunci cineva o să aibă mari probleme. Asta e un. Al doilea lucru pe care noi îl cerem imperativ se cheamă majorare, nu indexare a pensiilor. Pentru că bătrânii trebuie să trăiască decent. Asta în cazul în care suntem o națiune căreia îi pasă. Haide, mamă, haide, tată, mai clădiți-mă odată, fără nume și avere, numai liniște v-aș cere. Da. Normele de aplicare a legii deja au fost aprobate. Urmează terminarea recalculării și evident că oamenii vor primi ce? Vor primi, începând cu luna mai, așa am fost anunțați, deciziile în urma recalculării. Dar e oficial 1,6 milioane de pensionari vor avea pensiile înghețate de anul viitor. De ce? Vă explică colega mea, Alexandra Alexandrescu. Bun găsit! Bun găsit! Vorbim despre pensiile care ar trebui să scadă după recalculare. Ca să luăm un exemplu, o pensie care în momentul de față este de 3.000 de lei, iar după recalculare ar ajunge la 2.500 de lei. Știm deja că omul ar rămâne în mână cu pensia de 3.000 de lei, însă la indexare lucrurile sunt puțin complicate. Spre exemplu, este estimat că indexarea din ianuarie va fi de 10%. Asta înseamnă că ea se va aplica, conform normelor de aplicare, la pensia recalculată, deci vorbim despre o majorare cu 250 de lei, nu cu 300 de lei, cum ar fi fost dacă se aplica la pensia aflată în plată. Mai mult, această sumă se adaugă în realitate doar la valoarea recalculată care rămâne în baza de date a Ministerului. Asta înseamnă că ea va ajunge la 2750 de lei. Nu ajunge încă la 3000 de lei, deci pentru ianuarie 2025 pensionarul respectiv primește în continuare 3000 de lei, deci nicio majorare. Acum, în funcție de viitoarele majorări din luna ianuarie a anilor următori, când această pensie va ajunge să depășească valoarea în plată, abia atunci va primi pensionarul și o pensie majorată, deci ar mai fi nevoie de cel puțin 251 de lei la următoarea indexare, astfel încât pensionarul să primească măcar un leu în plus în mână. În plus, mai există o controversă din noua lege a pensiilor și vorbim aici despre creșterea vârstei de pensionare, pentru că, conform noii legi, ea ar putea să crească în funcție de speranța de viață și am văzut că inclusiv Consiliul Economic și Social a criticat dur această măsură, spunând că, până la urmă, speranța de viață este un indice relativ, variabil, calculat foarte dificil și că ar trebui ca această măsură să fie eliminată din noua lege. Mulțumesc, Alexandra Alexandrescu. Avem în legătură telefonică pe fostul ministru al muncii, Marius Budăi. Bună ziua, domnule ministru. Bună ziua tuturor și vă mulțumesc frumos pentru informație. Avem niște nelămuriri. Vă rog să ne ajutați să ne dăm seama de ce Consiliul Economic și Social, deși a dat aviz acestei legi, are niște observații. Și o să am trei puncte, ba chiar patru, dacă aveți amabilitatea să ne răspundeți la fiecare. Și am să le dau o citire dintr-un comunicat CES. Considerăm o reducere nedreaptă a punctajului respectiv cuantumului pensiei celor care au lucrat în condiții speciale sau deosebite, având în vedere plata suplimentară consistentă la contribuțiile sociale a celor care au lucrat în aceste condiții, speranța redusă de viață cauzată de aceste condiții, îmbolnăviri, etc. Adică vorbim de grupele speciale, de siderurgiști, mă rog, condiții speciale de muncă, ei n-au luat sau nu s-a luat în calcul la recalcularea aceasta sporurile și grupele de muncă. Vă rog. Bun. O să vă rog să aveți puțină răbdare cu mine.
Sigur că facem un dialog și mă puteți întrerupe, dar aș vrea să duc o logică de la un capăt la altul, pentru că s-au prezentat niște informații. În primul și în primul rând, 1.700.000 de pensii plafonate sau înghețate, cum vreți să le spuneți, este o cifră eronată și am proprietatea cuvântelor. Nu știu de unde aveți această cifră, dar informația cine v-a dat-o eronată. Pentru că încă nici nu sunt terminate de calculat toate și dumneavoastră deja spuneți că vor fi 1.600.000 de pensii înghețate, lucru care este total eronat. Principiul prezentat de colega dumneavoastră este unul real, dar sumele nu sunt cele de acolo. Și o să ajung să explic. Creșterea vârstei de pensionare nu există și ne uităm în anexa 5 la prezenta lege și vedem foarte clar că nu există până în 2035 acest risc și în lege se vorbește ca după anul 2035, atenție, după anul 2035, să studiem, să luăm în calcul ceea ce se întâmplă cu speranța de viață. Și dacă vă aduceți foarte bine aminte, când eram în opoziție și a rămas consecvent acestui lucru, am spus foarte clar că nu putem discuta de o creștere a vârstei de pensionare, cum spuneau alții care au guvernat înainte de 2020-2021 și spuneau de creșterea vârstei de pensionare. Ba mai mult, cineva ne spunea de pe la USR, care a scris în PNL și v-a duce aminte cu cinism, spunea că o să ajungem să ieșim cu picioarele înainte din câmpul muncii. Deci nu există astfel de lucruri. Până în 2035, clar, nu crește nicio vârstă. Este acel tabel pentru doamne că dumneavoastră au dorit în acel decizia Curții Constituționale și acela dat la Curtea Constituțională ca vârsta de pensionare între bărbați și femei să fie egalizată. Acum, reducere punctaj. Este, și aici se leagă și de ce, de exemplu, dat de colega dumneavoastră care pe fond ca logică este corect, ciclurile nu sunt corecte, punctaj, modificări la lege, noi toți am strigat că există în sistemul public de pensii foarte, foarte multe inechități și că trebuie să așezăm sistemul de pensie din România așa cum este normal de principiul general, principiul contributivității. Deci, dumneavoastră, noi am avut puține legi în România a pensiilor, nu a fost legi modificate, a fost legea 9 și legea 263, legea 7 înainte mai de mult. Din păcate, la aceste legi au fost foarte, foarte, foarte multe intervenții legislative. Nu poți să oprești dreptul unui parlamentar de a depune un proiect, un amendament sau un proiect, o inițiativă legislativă pentru a sprijini minerii din Valea Jiului. Dau un exemplu că am lucrat eu însumi la un astfel de proiect. Cei care, în majoritatea lor, cei care vor avea o pensie, deci numărul de 1.600.000 există, sunt acei care, mai ales pe legea 221, au avut un salt extrem de important și bine meritat. Deci nu e nimic în care să spun că nu e meritat. Deci bine meritat. Dar trebuie să așezăm acest principiu, această lege și aceste, până la urmă, venituri câștigate de-a lungul vieții de către noi și cei care sunt acum în pensie și cei care vom ajunge în pensie pe baza contributivității. Da, vor fi și anumite cazuri în care cei cu pensii mai mari, știu eu, trecând de 4, de 5 mii de lei, de 6 mii de lei chiar, există riscul ca la indexarea următoare să stea pe loc, dar nu cei cu intervalul de 2000-2500. Domnul Bodă, iertați-mă, mai sunt 4 lucruri pe care vreau să vi le supun atenție și nu mi-ați răspuns. Ce facem cu cei care au lucrat în condiții speciale sau deosebite, cărora li s-au reținut bani, inclusiv cu aceste sporuri și care, iată, nu vor primi punctajul pe care ei îl consideră meritat? Exact la asta v-am răspuns, la condiții speciale, și când spuneam de legea 221, cer scuze că n-am fost foarte... Habar n-am eu de legea 221. Încercați să ne faceți pe toți să înțelegem. De asta... Da, aici mi-am cerut scuze și am spus că n-am fost explicit. Legea 221 s-a referit la o recalculare majoră a ceea ce am semnat în condițiile deosebite și condițiile speciale. Nu cred că mai sunt în România cazuri care pe acele condiții deosebite, pentru condiții deosebite și pentru condiții speciale, pentru a înțelege lumea, sunt trei drepturi care vin din munca noastră în condiții grele. Și anume, primul dintre ele este o reducere a vârstei standard de pensionare în conformitate cu perioada lucrată în condiții deosebite sau speciale. Al doilea drept este
o vechime, un stagiu de cotizare, număr de ani lucrat în plus, tot în conformitate cu perioada lucrată, iar al treilea, pentru condiții speciale, este un punctaj suplimentar de perioada aferentă de 0,50 și pentru condiții deosebite de 0,25. Nu cred că mai este nimeni în țara asta care să nu fi privit la recalculare punctajul suplimentar s-a făcut în 2008, în 2009, s-au făcut acele calcule. S-au recalculat din anul 108-109. Eu vă citesc din concluziile și recomandările pe care le face sau vi le face Consiliul Economic și Social. De asta vă întrebam. O altă recomandare... Nu există așa ceva. Nu există, bun. Vă spun că nu există. Vă cred pe cuvânt. Dacă vorbim de anumite sporuri, sunt tratate în alt articol de lege care vor fi luate în calcul după data 1 septembrie când legea intră în vigoare. Același CES, da? Zice așa, menținerea cuantumului pensiei actual pentru o perioadă fără indexare nu acoperă nedreptatea făcută. Este exact ceea ce am precizat mai mult. Mergem mai departe. Raportat la prevederile articolului 22 aliniatul 2, în acest sens al reducerii vârstelor standard de pensionare, precum și cele prevăzute de alte acte normative cu caracter special, pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 11 ani și pentru aceasta trebuie completat cu prevederile articolului 34 de legea 195/2020 privind statutul personalului feroviar cu modificările și completările ulterioare. În anul 2024, până la data de 1 septembrie 2024, respectiv să se aplice reducerea de 5 ani pentru ceferiștii care au stagiul complet de cotizare de 35 de ani și care au 30 de ani lucrați la siguranța circulației, aplicare care este stabilită prin prezentatele norme la data de 1 septembrie 2024 din legea mai sus enunțată. Asta iarăși este o recomandare de schimbat în lege. Facem paranteză. Legea, cu normele aplicate, cu recalcularea, mai poate suferi modificări până în septembrie? Asta vreau să vă întreb până la urmă. Dacă sunt sesizate, cum e asta? Nu, până în septembrie nu mai poate fi modificată, însă ceea ce spuneți dumneavoastră este în statutul feroviarului, care este lege aprobată de majoritatea PSD exact înainte, în 2020. Știu că sunt discuții între sindicatele CFR și domnul ministru Sorin Grindeanu. Așteptăm finalul acestor discuții. Bun. Dar mai am una. Este prevăzută în statutul feroviarului. Doru Bădăi, ultima. Același ce zice. Este necesar să fie eliminat din lege criteriul prin care se stabilește că, începând cu data finalizării eșalonării prevăzută de lege, majorarea stagiului minim sau complet de cotizare contributiv și a vârstei standard de pensionare prevăzute de lege, se realizează în funcție de evoluția speranței de viață din România. Speranța de viață este un criteriu necontrolabil în condițiile în care nu există un recensământ exact al populației și foarte mulți cetățeni români lucrează în străinătate. Tocmai în recensământ s-a terminat în România, iar speranța de viață pe metoda Eurostat, care este metoda independentă de România, este metoda agreată la nivel european, se calculează pe indicator foarte clar și vine și întărește ceea ce am spus eu, că nu putem discuta și am refuzat și prin această lege ca până în 2035 să discutăm de o anumită creștere a vârstei de pensionare până nu ne ocupăm de speranța de viață a românilor și mai ales de speranța de viață sănătoasă. Domnul Bădăi, vă mulțumesc că ați intrat în legătură directă cu noi să explicați aceste recomandări făcute de Consiliul Economic și Social. O să revenim la acest subiect, ni s-a alăturat și Dumitru Leonte, pe care îl salutăm. Dar înainte de toate, o să avem iarăși o legătură în direct. De această dată vorbim de Mirel de la Târgu Măgurele, pentru că domnul Ciolacu l-a atacat la baionetă pe domnul Simion și domnul Simion va da replica fiind în direct cu noi, dar întâi de toate vedem atacul domnului Ciolacu, că e cu piesa, cu Macarena, cu Erica Isaac. Hai să vedem despre ce e vorba. Ați văzut în ultimul timp de la Simion vreo soluție? Până asta ați văzut, a venit să aibă un dialog coerent despre economie, despre ce se întâmplă în România. Nu spun că sunt toate lucrurile perfecte. Am reușit prin negocieri și pentru prima oară când a existat o voce mai puternică în exterior și la Uniunea Europeană. L-am văzut pe ministrul de la agricultură. De câte ori s-a dus cu pârloaga, cu problemele fermierilor. Dom'le, eu văd
că încet, încet toate aceste probleme și vocea României este recunoscută acolo și influențăm decizii Europa. Și nu fac nicio diferență între Simion, Drulă, Barna, Cioloș. Spuneți-mi și mie ce au lăsat în țara asta. Păi, miliard la vaccinuri. Au lăsat asta. Spitale în flăcări. Nu, n-am văzut nimic. Făcut ceva. Zero fonduri europene. Contanul. Zero autostrăzi. Mergea cu ranga să distrugă nu știu ce chioșcuri. Aici, în cazul cu ce îi compar eu pe toți la... Cu ce? Cum e ăla? Mirel din Turnul Măgurel. A, Mirel din Turnul Măgurel. Cam ăsta e stilul. Nu spuneți că se pricep la toate. Se pricep la toate. Le știu pe toate. Da, nu vin cu nicio soluție. Dale la tu cuerpo, alegria, Macarena. Dansează fetele, nu înțeleg care-i problema. S-a trezit Mirel din Turnul Măgurel să ne facă educație fără. Voi aveți probleme. Da, un fel de Macarena Meneito e discuția asta. George Simion este cu noi. Bună ziua, domnule Simion. Bună ziua, domnul Botin. Dar de ce s-a supărat domnul Ciolacu pe dumneavoastră? Că vă trimite buzdugani așa în bătătură, că n-ați făcut nimic, că lăsați, ia mai lăsați gargara așa politică. Când o să faceți ceva, atunci să vorbiți. Păi eu să fac ceva, el era premierul, Marcel din Buzău. Nu știu cine e Mirel din Turnul Măgurele, dar Marcel din Buzău, care confundă economia cu covrigăria. El era premierul, nu eu. Eu o să am șansa să conduc România dacă românii mă votează și îi recomand programul de guvernare AUR, o să găsească destule soluții. Nu știu ce voce avem noi la nivel european în momentul ăsta, în guvernarea asta, Macarena, a lor, a lui Nicu și Marcel, dar eu n-am văzut ca populația să trăiască mai bine, eu am văzut doar că facem concesii pentru americani, pentru ucraineni, pentru francezi, pentru germani. Marcel știe doar să distrugă și să se împrumute cu 4 miliarde de euro. Asta e vocea lui Marcel. În momentul ăsta, așa conduce el țara, așa conduce el economia. Marcel de la Buzău, covrigaru. Care de altfel este o meserie respectabilă până la urmă, domnul Simion. Dar, bă, credeți că săgețile astea, buzdugarele astea... Dar nu-l pui în fruntea țării, nu-l pui pe covrigar în fruntea țării. Dar pe cine, domnul Simion? Știu, noi avem niște experți, o parte din ei vin în platourile dumneavoastră și n-au fost puși tocmai prin prisma asocierii cu AUR. Acum, dacă Marcel Ciolacu, cel care contribuie la Palatul lui Klaus Iohannis, nu are alte priorități guvernamentale decât comasarea alegerilor, decât un deceniu de stabilitate, să conducă el și cu Nicu încă 10 ani de acum încolo, vă dați seama care este nivelul. Sigur, nu avem nimic cu covrigarii, nu avem nimic cu buzoienii. Noi avem oameni în Buzău pe care îi respectăm, care ne reprezintă cu cinste. Doamna Elena Năstăsoiu, reprezentanta noastră de acolo, e profesor de istorie, care a educat generații întregi, care sunt în instituții importante în statul român. Dar Marcel nu este un exemplu. Discursul a fost ceva de genul așa, că domnule să mă critique... Ăia care n-au făcut nimic, care n-au venit nici cu fel de soluție și cumva a venit la dumneavoastră cu povestea asta, cu viralul ăsta, Mirel din Târgu Măgurele, în sensul că Mirel din Târgu Măgurele e unul care zice că bă, orice critică face pe nebunul așa, dar nu vine cu niciun fel de soluție. Cam asta era mesajul și aici voiam să știu care este răspunsul. Eu am fost ocupat, am creat de la zero un partid care chiar din opoziție ajută românii, vedeți caravana medicală AUR. Acum, nu știu, n-am ascultat varianta asta de Macarena, o știam pe cea veche, dacă vrea domnul Marcel Ciolacu să ne duelăm. Eu am rămas acum 10-15 ani cu versurile de atunci, vedem că e într-o disperare, e înfricoșat de AUR, vrea să comaseze alegerile, pot să-i citesc și eu din versuri, poți să fugi, dar o încurci. Asta din ce mama măsii de cantautorii ăsta, George Simion? Tot de acolo, din aceeași zonă melodică cu Macarena. Da?
Da, un scurt comentariu. I-au zis, domnul Matei de la PSD vrea să fac un comentariu. Ascultați-l. Acum, dacă tot am început pe logica asta, punem covrigarii și așa mai departe, eu pot să vă dau replica fără niciun fel de problemă, domnule președinte, și să spun că nu e oportun să punem șeful de galerie să conducă țara. Că mă gândesc că dumneavoastră din zona respectivă veniți sau măcar mă rog, l-a condus la viața lui ceva. Eu n-am fost șef de galerie, dar măcar șeful de galerie a condus ceva. Domnul Ciolacu nicio firmă n-a avut. Sigur, nu vorbim de galeriile decente, vorbim totuși de huligani și mă gândesc că dumneavoastră ne puteți spune dacă ați făcut parte din așa ceva sau nu, dar mă gândesc că nu e oportun să intrăm pe un astfel de scenariu. În ceea ce privește activitatea guvernamentală trebuie separată de activitatea partidelor politice. Mă gândesc că dumneavoastră aveți o strategie la nivel de județ și organizații, așa cum și cele două partide, PSD și PNL, au propria strategie. Nu cred că pe dumneavoastră sau pe noi vă afectează în vreun fel sau domnul Ciolacu laudă pe ministrul dezastru, Barbu, de la agricultură. Să vă motivați propriul electorat. În ceea ce privește activitatea dumneavoastră, am spus din capul locului, caravana este un lucru foarte bun, felicitări. Dar nu putem să ducem în derizoriu toate acțiunile guvernamentale pe care dumneavoastră încercați să le puneți într-o anumită umbră. Ce a făcut? Ce acțiuni guvernamentale a făcut PSD-ul? E la conducere, eu, nu eu bun, sunt primul ministru. Marcel e primul ministru. Să ne spună Marcel necesar, ce a făcut. În această emisiune durează mult, nu-i așa? Durează mult. În această emisiune sunt reprezentantul PSD-ului și pot să vi le explic fără niciun fel de problemă. Dați foc la țară, faceți alegeri comasate, sunteți niște tâlhari care trebuie să plecați de la conducerea acestei țări. 33 de ani, voi PSD-ul nenorociți această țară, sunteți niște hoți nenorociți care trebuie să plecați în frunte cu Marcel Covrigaru de la Buzău. Plecați odată comuniști nenorociți de care ne-am săturat. Care au mers la un tu cu Marcel, cu securiștii de Dâncu și Grindeanu trebuie să plecați odată mai repede că ne-am săturat de voi. Manipulează populația. Voi tâlharii de la PSD trebuie să plecați mai repede, nu comasate, ci pușcărie vă trebuie vouă. Și în partid, îmi pare rău că aici este domnul general cu care sigur dar voi nu aveți, aveți doar hoți la vârf acolo în PSD-ul ăla. Sunteți niște nenorociți care trebuie să plecați cât mai repede. În care să vă spun în felul următor. Care e nivelul meu că ați omorât această țară? Mor oameni cu zile în spitale. Stați un pic, domnul Petrescu, că avem o conotație politică și aici. Stați un pic, în care doar acuzați, fără să ne explicați foarte clar ce faceți dumneavoastră în Parlament în afară de 5 pancarde. Ce să vă explicăm că ați nenorocit țara asta? Ce vrei să-ți explic? Clanțele pe la PSD-s toate mic, ușile, ce vrei crezând că dumneavoastră conduceți totul în această țară. În afară, repet, de a rupe clanțele pe la uși, mai faceți altceva? Marcel conduce totul în țara asta cu ordine de la Iohannis, de la stăpânul lui, căruia îi face spalat nenorociților. Domnul Simion, în afară de a fi recuperator de buletine, înțelegeți nuanța, dacă nu vă explic în particular, tu mai faceți altceva. Tu ești la conducere, nu eu, PSD-istule. Domnul Simion, repet. Tu ești la conducere, tu ești la guvernare, PSD-istule, nu eu. Înapoiază doar buletinul, altceva mai puteți ca să mă faceți înțeles, bă, dumneavoastră. Simoni se ocupa cu portofele. Deci, repet, poate cunoașteți melodia portofele, portofele, că vă că tot vă pricepeți la rime. Băgați ceva și pe sectorul acesta. Portofele, Simoni se ocupa cu portofele. E președinte interimar și el are o casă de protocol pe Gogol. Cum îi faceți lui Iohannis, îi faceți și lui Simonis. Am încheiat discuția și discursul cu dumneavoastră. Mulțumesc. Hai că frumos. Degenerăm dialogul dintre putere și opoziție. Este clar că în această campanie electorală va avea exact fața asta pe care am văzut-o acum. Ne așteaptă niște zile grele. Mulțumesc, George Simion. Ne întoarcem la pensii. Domnul Leonte, vă salut, dar până la dumneavoastră aș vrea să vorbesc cu domnul Petrescu, cu Horia Grigorescu. Consiliul Economic și Social a făcut niște recomandări, niște observații la legea pensiilor care, spune domnul Budăi, nu va mai putea fi schimbată sub nicio formă până la 1 ianuarie 2024, deși acest Consiliu Economic și Social a atras atenția că, de fapt, rămân inechități.
în ceea ce privește numărul pensionarilor care nu vor avea măriri de pensie în urma recalculării, domnul Budăi spune că nu sunt 1,6 milioane, dar nici nu ne spune cât sunt. Vor fi mai mulți? Păi, aici e o variantă. Vor fi mai mulți, a doua variantă vor fi aceeași, asta enunțată, și a treia variantă vor fi mai puțin. Domnul Petrescu, Horia Grigorescu și apoi domnul Leonte. Domnul Botin, o grămadă de oameni bătrâni și necăjiți în țara asta. Din tot ce se discută pe aici, pe la televizor, am impresia că ne bate în joc de ei. Sigur, mesajul corect este că dacă unii au apucat cu pensii mai mari și noi vorbim de ajustări, e normal că unii dintre pensionari nu o să primească banii la pensii. Deci aici nu există niciun dubiu, e logica elementară. Că vor fi un milion, că vor fi două milioane, e cu totul și cu totul altă discuție. Însă vreau să mă întorc la originile discuției și politizarea problemei acesteia cu pensiile. Mă uit la tineretul din ziua de astăzi, care este foarte învățat cu telefonul, și se uită la pilonul 2 și vede în cont activul net în fiecare lună, când i-a intrat banii. Când o să ajungem și noi la gradul ăsta de civilizație? Când o să putem să construim cele două principii care sunt esențiale și pentru care și Uniunea Europeană ne-a dat bani să le satisfacem, anume contributivitatea și sustenabilitatea? Sigur, nu putem să vorbim de sustenabilitate în condițiile în care numărul pensionarilor crește și numărul angajaților scade. De undeva va trebui să compensăm cu niște bani și sper să nu ajungă în vreo 7-8 ani, când ies de căței la pensie, CASE-ul 37%, că în momentul ăla se închide orice business din România. Dar vreau să mă întorc puțin la contributivitate. Această lege a pensiilor este toate, de fapt, în România, a fost o sumă întreagă de petice pe un cazan de presiune. Pensionări anticipate ca să deghizăm șomajul după 90. 7.000 de legi una peste cealaltă. Trecerea de la brut la net, de la net la brut, de la plata impozite CASE-ului de către împărțit pe angajat și angajator, plătit exclusiv de către angajat. S-a ajuns la aberație. Hai să facem un calcul așa simplu ca să înțeleagă lumea despre ce este vorba. Un angajat care muncește 40 de ani în România și are un salariu mediu contribuie cu circa 2.000 de lei pe lună. Dacă mulțim ăștia 2.000 de lei cu 40 de ani și 12 luni, se adună ca un 1.000.000 de lei. Luând în calcul viteza, durata de viață medie a românului de la pensie până când moare, în 10 ani de zile, dacă i-am dat banii ăștia înapoi, ar avea vreo 8.000 de lei pensie. Deci ajunge la o aberație că un om care are un salariu net de aproape 5.000 de lei și contribuie la pensie timp de 40 de ani, ar trebui să aibă o pensie de 8.000 de lei. El, de fapt, o are de 2.000 și un pic. Dacă mai calculăm și o dobândă la banii ăștia, nu știu, un 3-4%, milionul ăsta care se adună în cont, că vorbim de contributivitate, se fac 2 milioane de lei. Deci, practic, pensia ar trebui să fie de 17.000 de lei. Bun, băgăm într-o cutiuță banii ăștia, îi scoatem de acolo de 5 ori mai puțin. Și asta nu reprezintă deloc contributivitate. În ceea ce privește sustenabilitatea, nu are rost să mai discutăm, pentru că tot acest cazan este peticit din toate direcțiile. În timp ce noi primeam de la Uniunea Europeană să eliminăm pensiile speciale, sau mă rog, să punem o lege echitabilă, să-mi vota în Parlament încă o categorie de speciali, magistrații, asistenți de la Curtea de Conturi. În timp ce noi lucram la legea pensiilor speciale. Am făcut o lege ca în 40 de ani să creștem de la 55 la 60. Vă jur că în 40 de ani vom crește vârsta noastră a contribuabililor de pensionare de la 65 la 70. Deci, practic, noi eram la 60, ei la 55. Peste 40 de ani, noi, eu să fie la 60, noi la 70. Deci, practic, bine. Am ajuns fix de unde am plecat în 40 de ani. Corea. Această formă fără fond de a rezolva probleme și a nu le rezolva. Specialiștii atrag atenția asupra unor hibe care adâncesc inechitățile. Consiliul Economic și Social spune și face niște recomandări, dar dă un aviz de genul acesta. Domnul Budăi nu neagă că există un număr important de pensionari care nu vor primi nicio mărire, ceea ce înseamnă că inechitatea rămâne și cumva îi pune antagonic pe oamenii. Nu doar că va rămâne, ci această diferență între categoriile de special și nespecial se va accentua. Vom avea, cum spunea foarte bine domnul Petrescu mai devreme, avem acest special pe care de multe ori îi ții 40 de ani cu pensie plătită de toți ceilalți care sunt
contributiv și pensionar normal, care ies la pensie la 65 de ani, dar la fel de bine ai tineri pensionari la 41 pic de ani și nu doar din magistratură, ci din toate sistemele, fie că vorbim de poliție, fie că vorbim de diverse alte zone, în care pensionarii speciali sunt regula și nu excepția. Vorbim pe de altă parte de această problemă majoră pentru a putea să susținem așteptările oamenilor în România în acest an. Vorbea domnul Marcel Ciolacu mai devreme, premierul României, despre ce a lăsat opoziția, ce nu i-a lăsat opoziția, își dorea să își facă niște adversari mai mult sau mai puțin imaginari sau să-și găsească scuze pentru insuccesele sale în guvernare. Ei, pe de altă parte, putem să ne uităm cu siguranță la ce lasă lună de lună domnul Ciolacu, și anume, vorbea colega noastră despre 0,45 puncte procentuale din PIB, avem în această lună, ianuarie, deficit bugetar. Haideți să-i punem și o cifră efectivă, ca să înțeleagă urmăritorii dumneavoastră. Vă rog. 8 miliarde de lei. 8 miliarde de lei este deficitul bugetar doar pe luna ianuarie. Deci 8 miliarde de lei sunt bani care nu vor ajunge spre pensii, nu vor ajunge spre alocații, nu vor ajunge spre spitale regionale. Din 8 miliarde de lei este suma echivalentă cu 3 spitale regionale pentru a fi construite în România. Mai mult decât atât, acest deficit bugetar de 8 miliarde de lei doar pe luna ianuarie provine dintr-o creștere a cheltuielilor cu 11 miliarde de lei, iar în proporție de peste 60%, această creștere a cheltuielilor cu 11 miliarde de lei se duce pe bunuri și servicii și cheltuieli cu personal angajați la stat. Cât poate să mai suporte mediul privat toate aceste creșteri de cheltuieli, 11 miliarde de lei suplimentare, nu provin din fondul de rezervă cu care a venit domnul Ciolacu de acasă, de la Buzău, din afacerea cu covrii sau nu, ci provin din taxele și impozitele majorate, excesiv, peste noapte, fără predictibilitate, măcelărind tot ceea ce înseamnă mediul antreprenorial românesc, vânzându-ne totodată o poveste despre cum se vor lupta cu mari evazioniști din România, cu multinaționale hulpave care exportă profitul din România. Nu au făcut asta. Nu că aș fi, Doamne ferește, vreun om care să fie împotriva capitalului străin, dar le-a fost mult mai la îndemână să se ducă la micul antreprenor care avea un business nesimțit de 50.000 de euro, 60.000 de euro, trebuie să-l taxăm, trebuie să-i luăm dividende de 8%, trebuie să avem grijă să nu existe astfel de oameni pentru că i-am tolerat prea mult. Evident, sunt retoric, dar asta este retorica pe care, din păcate, o văd eu de partea aceasta a baricadei, din partea zonei private, din interacțiunile cu oameni care își câștigă activitatea de zi cu zi din munca pe care o prestează în relații comerciale, pe care încearcă să le construiască zi de zi. Și nu ca urmare a unui beneficiu obținut de la stat, dintr-un contract cu statul sau dintr-un salariu bine plătit de la stat. Bun. Domnul Leonte, l-ați auzit pe domnul Budăi? Aveți ceva observații de făcut? Vreau să fac niște precizări la cele spuse de domnia sa. Vă rog. Știu că nu vrea să intre în dialog cu mine, știu și motivul, dar nu asta este important. Doresc să-i spun lui domnul Budăi următorul lucru. Datele sunt de ieri, de rețineți. Numărul de pensionari până cu stadiul de cotizare până la 25 de ani, 1.088.838 de persoane. Numărul de pensionari cu stadiu de cotizare între 25 și 30 de ani, 1.119.562. Pe total, 2.208.400 de pensionari. Din aceștia, știm că cei până în 25 de ani niciunul nu va primi nimic. De asemenea, cei care au lucrat pe salariul minim brut pe economie până la 29 de ani, inclusiv chiar cu puncte de stabilitate, nu vor primi nimic. Deci iată că numărul celor care nu vor primi nimic, nu vor intra în procesul de recalculare, nu vor primi nimic și au pensii până în 2000 de lei, rețineți, până în 2000 de lei, că prin recalculare acum valoarea punctului de pensie este 2032 de lei, dar prin recalculare va fi 2025. Deci mai puțin. Vreau să vă spun un alt aspect. Toți cei care au lucrat pe grupe superioare de muncă și au avut
stagiile de cotizare împărțite la 25 nu primesc niciun leu, decât doar dacă stagiul lor de cotizare depășește 25 de ani, efectiv lucrați. S-ar putea să primească ceva puncte de stabilitate. Sau dacă duc alte adeverințe cu alte venituri să-i completeze. Dar rețineți un singur lucru. Pe grupe superioare de muncă, acolo unde stagiile de cotizare au fost împărțite la 25, avem VPR în plată cuprins între 81 și 115 lei. Cei care au avut stagiile de cotizare împărțite la 20 nu primesc niciun leu, deoarece VPR-ul este cuprins între 102 lei și 143 de lei. De asemenea, femeile care au ieșit la pensie cu indice de corecție 1,41 nu primesc nimic. De ce? Fiindcă au stadiu de cotizare femeile când ies acum la pensie, este 32 de ani și 5 luni. Punctele alea de stabilitate care li se dă, alea 4 puncte, de-abia ajunge la nivel să-i dea pensia corespunzătoare care este acum în plată 2865 de lei. Deci, bun, foarte simplu. Deci numărul celor care vor beneficia de recalculare, deci va fi sub 3 milioane de pensionari. 2. Toți pensionarii care au lucrat în agricultură sunt condamnați să fie asistați social. Bun, domnul Iorgovan, domnul Chelaru, sunt foarte curios acum. Deci toată lumea anunță că există anumite lucruri care vor dezavantaja oamenii și la o întrebare sinceră, la un moment dat, către domnul Budăi, dacă nu mă înșel, păi oamenii ori să aducă acte dacă mai găsesc, dacă sunt nemulțumiți de recalculare, ori dacă nu se adreseze justiției. Domnul Butin, Dumnezeu? Păi, acum suntem într-o situație deja tardivă, dacă vreți. Eu am spus-o și eu tot repet. Singura soluție realistă, vorbind, ținând cont de aceste lacune care există, a se vedea și recomandările care le-ați ținut și am tot repetat, pornind de la textul constituțional 47, ne spune, acesta este un drept câștigat al oamenilor. Este dreptul lor de a primi pensie. Avem 58-ul care ne spune avocatul poporului care vine să apere tocmai aceste drepturi. Aici trebuie lucrat, aici trebuie făcut o comisie, dacă vreți, care într-adevăr să ia tot acest haos legislativ și, cum a spus distinsul domn, aceste petice care tot au existat de-a lungul timpului și creat un singur proiect unitar și sustenabil care să facă sens. Dacă vreți ca soluție legislativă nu acum. Nu există soluție. Ziceți, domnul general, vă ascult. Da, am stat și am ascultat. Sunt obligat să fac o corecție la o intervenție. În primul rând, către cele ale mare mase de lucrători acestei țări, care la ora actuală își cerșesc drepturile, nu le primesc. Apropo de ce spunea domnul Iorgovan. 2. Sistemul militar nu are pensii speciale. Ca să fim foarte înțeleși, sunt pensii de stat, de serviciu, care au fost asimilate într-un mod fraudulos, într-un mod perfid, adevăratelor pensii speciale, ale specialiștilor care s-au specializat. Dați-mi voie să folosesc intenționat această tautologie, în a avea mai mult decât merită. Și iată ce s-a produs pe mai departe. Apropo, domnul Botin, dacă ați auzit această hemoragie de plecări masive din sistemele de securitate națională, ale apărării naționale, păi pleacă tocmai datorită acestor instabilități, acestor forme de pur și simplu maculare a instituției și a militarului, care are alt regim. Asta este observația care o fac la unele afirmații anterioare. 3. Domnul Botin, de unde să dai dacă n-ai?
Eu știu că țăranul român... Asta e Moromete. Da, da. Păi, frate meu, am 100 de lei. Păi dacă am cheltuit, eu n-am de unde să mai cheltui. Și el se chivernisește în suta aia. Se chinuie, amărât cum a fost. Există la ora actuală o hibă de leadership național, de construcție proastă a mentalului. Cheltui mai mult decât avem și atenție pe lucruri pe care nu ne aparțin. Statul român de astăzi este un stat de tip feudal care trăiește numai din taxe, din impozite. Trăiește numai din asuprirea în opozabilitate a celor care trebuie să fie, la rândul lor, asistați. Unde este statul? Și aici este o chestiune de opțiune și aici vin în contradicție cu politicile economice. Îmi place spunea de unde, dar trebuie să o opresc. Dați-mi voie, închei, ca să nu vă oblig să mă opriți. Da, corect. Atât timp cât statul nu produce nimic și este doar un stat consumator, atât timp cât resursele noastre sunt date pe nimic, iar redevențele sunt de 5%, ce politică e asta? Apropo de... Domnul general, acum chiar trebuie să vă opresc, ne cântă muzica în fundal de 5 minute. Regula, când începe să cânte muzica, trebuie să iau publicitate, că precum trenul japonez, trebuie să vină la ora aia și să plece la ora aia. Ca drept dovadă mă supun regulă dumneavoastră. Mulțumesc că sunteți atent la doleanțele mele. Imediat, doamnelor și domnilor, că toți suntem în context, o să vă spun ce a spus și domnul Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii, vis-a-vis de mult așteptatea pensioară maică, căci atunci când vine jupuitul cu foncirea, ce zice, mă, Moromete? N-am, mă, jupuitre. Bă, dacă n-am publicitate. Pentru unii, legea pensiilor este o nebuloasă. Pentru alții e ceva extrem de clar. Există un punctaj de partid care zice așa: nici o pensie nu va scădea. Bine, bine, am înțeles, da. Mai mulți bani? Daniel Baciu, șeful Casei de Pensii, asigură la rândul domniei sale pensionarii că de la 1 septembrie 2024 va fi bine. Exact de la 1 septembrie o mare parte dintre români, și aici vorbiți de peste 70% din pensionari, vor avea creșteri ale pensiilor. Unele creșteri vor fi chiar spectaculoase, mă refer la cele acordare a celor puncte de stabilitate, ajungând la creșteri de peste 80% a celor persoane care au contribuit o perioadă lungă de timp, dar pe un salariu mic. Contributivitatea este principalul criteriu al acestei noi legi. Se încurajează foarte mult rămânerea în viața activă pentru a beneficia de niște puncte în plus la pensie față de punctele de contributivitate, rezultând niște pensii mai mari celor care doresc să rămână în continuare în viața activă după vârsta standard de pensionar. Normele în niciun caz nu se abat nici măcar cu o virgulă de la legea care a fost adoptată în Parlament la sfârșitul anului trecut. Legea nu retroactivează. Toți cei care au acele beneficii care le-au avut până la 1 septembrie n-au absolut nimic de pierdut. Vorbim de niște ajustări cu privire la tot la beneficii, că beneficiile acestea rămân în continuare. Nu există niciun pericol major ca această vârstă de pensionare să crească în următorii 3 ani și nici vârsta de pensionare și nici stadiul minim și nici stadiul complet de cotizare pe simulările care s-au făcut la Ministerul Muncii cât și la Casa Națională de Pensii. Acest lucru nu se va întâmpla în perioada imediat următoare. Adevărat, domnule Înte? Adevărat, după ceea ce spune domnul Baciu, pentru el. Dar eu vreau să-i spun un lucru. Noi avem în textul legii puncte, deci avem punctaje asimilate. Înțeleg că pentru acele punctaje asimilate nu se acordă puncte de stabilitate, dar punctajele, deci dar stagiile suplimentare care se acordă pentru grupe superioare de muncă sunt stagii contributive. De ce nu se acordă puncte de stabilitate? Fiindcă dacă s-ar acorda puncte de stabilitate, vom constata că cei care au beneficiat de grupe superioare de muncă, chiar cu reduceri de stagiu și majorări de punctaje, vor intra mai repede în procesul de recalculare. Mai mult decât atât, cei care au până inclusiv indice de corecție 1.15 vor intra în procesul de recalculare. 2.
am oferit soluții foarte clare pentru ca toate pensiile din România să crească, deci să crească, nu indexate. Când vorbesc de creștere, înseamnă peste rata de indexare pe care o propune guvernul, și această creștere era de la 13% în sus, cu VPR de 92 de lei, deci de la 92 de lei în sus, toate pensiile cresc pentru condiții normale, pentru cei care au stadiu minim de cotizare de 15 ani. VPR, domnul Leonte, nu îl dă, domnule. Nu, rămâne așa cum s-a stabilit. Ne-au anunțat toți că așa rămâne. Care se poate face, vă spun eu. Fie să atacăm la Curtea Constituțională că legea este neconstituțională, din mai multe puncte de vedere, inclusiv pe acest punct, pe stadiul contributiv care se acordă pentru punctaje suplimentare. Doi, la avocatul poporului. Sper că îl văd acolo pe domnul avocat și sper că vin la poporului. Mențin încă o dată invitația, domnule Leonte, sunt prezent, vă aștept. Eu am mai avut întâlniri pe la Ministerul Muncii și vreau să vă spun că am constatat o surpriză foarte mare. Mi s-a spus așa, că de ce mă zbat eu atât de mult când eu n-am contribuit la sistemul de pensie decât cu 2 până la 5%, s-a referit doar la pentru pensia suplimentară. Dar întreb eu un economist din țara asta care are minime cunoștințe economice, contribuțiile nu contează cine le plătește, că le plătește salariatul sau angajatorul, cum înainte plătează mătate. Banii se duc acolo. Mulțumesc, domnule Leonte. A început bandul să cânte. Gata. Mulțumesc. Mergem în studioul știrilor. Daytime News imediat, doamnelor și domnilor. Călin Cociș, bună ziua. Bună ziua, Laurențiu, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Criminalul care a ucis în vara anului trecut o fată de 14 ani în Craiova face declarații halucinante, ce spune individul, dar și ce s-a întâmplat cu mama victimei. Aflați de la Fix. Șeful Casei Naționale de Pensii, că tot ați deschis subiectul, susține că doar 70% dintre pensionari vor primi bani în plus la recalcularea din septembrie, iar în jur de 1,6 milioane de seniori nu vor primi nicio majorare. Apar însă controverse uriașe pe tema vârstei de pensionare. Vă aduc noile informații, veți vedea ce s-a aflat între timp de la Fix. Iar prețurile din România bat noi recorduri în condițiile în care salariile la noi sunt și de 3 ori mai mici. Românii cumpără produse de bază la prețuri egale sau mult mai mari decât germanii sau englezii. Ce arată calculele și ce urmează, aflați în câteva momente la Daytime News, când vă aștept cu multe alte informații. Laurențiu. Călin, mulțumesc, și ca să tragem o concluzie pe discuția cu pensiile, zice omul: astăzi pensia mea brută îmi reprezintă 2 salarii minime pe economie. Conform legii, voi sta 4 ani pe loc. Peste 4 ani, pensia mea va fi egală cu 1 salariu minim pe economie. Să trăiți, am închis emisiunea. Ne vedem mâine seară în ediție specială 100% de la ora 21. Pa, pa!